Leila 47 Republica Moldova pe harta lumii Bună seara, dragi ascultători! Mie îmi spune Mihai Mugăldeș și vă dau bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare vineri discutăm la emisiunea noastră despre subiecte de politică externă și securitate, încercând să ținem pulsul agendei de politică externă a țării noastre, dar și a întregii regiuni. Astăzi discutăm despre participarea țării noastre la. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, principalele repere ale uh, întrevederilor pe care le-au avut reprezentații Republicii Moldova. Vom încerca să înțelegem mai bine uh, care au fost uh, uh, rezultatele acestor uh, întrevederi uh, și, în general, Miza acestei reuniuni, atât pentru țara noastră, dar și pentru întreaga regiune, așa cum probabil ați reușit să vedeți în buletinele de știri, o bună parte din discuții s-au concentrat pe securitatea regională, pe războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și vom încerca să discutăm și despre acest subiect. În studioul Radio Moldova alături de mine se află Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Angela, bună seara și bine ai revenit la emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Mai târziu alături de noi îl vom avea și pe Andrei Curăraru, expert în politica externă a comunității Watchdog. Dar până atunci, Angela, vreau să începem discuția un pic de la câteva explicații sau câteva detalii pe care ascultătorii noștri ar trebui să le știe despre importanța acestui eveniment care are loc în fiecare an la New York, de obicei în luna septembrie, și care durează câteva zile la ultimele reuniuni. Ai, ale adunării generale a ONU din partea Republicii Moldova au participat, au participat președinții de țară, fie că a fost vorba de Igor Dodon sau de Maia Sandu, deci avem o prezență la nivel înalt la această reuniune, de obicei dincolo de evenimentul în sine, dincolo de uh, discursul uh, președintelui nostru de la uh, tribuna ONU au loc și anumite întrevederi discuții cu oficiali ai țărilor europene și practic, dacă stăm să ne uităm așa și din cele comunicate către autorități, înțelegem că miza uh, nu ține neapărat doar de uh, evenimentul în sine, ci mai degrabă de posibilitatea de a interacționa cu alți actori la nivel european, dar și la nivel global. Tocmai ai văzut uh, evenimentul uh, din uh, acest eveniment și iată posibilitatea ca uh, țara noastră să aibă acces la o platformă de nivel înalt unde sunt prezenți uh, oficialii uh, mai multor state. Este un eveniment de anvergură asupra căruia ar trebui să atragem mai multă atenție? Evenimentul este într-adevăr unul important pentru că este adunarea uh, generală a Organizației Națiunilor Unite. Este momentul în care se întâlnesc într-adevăr oficiali de rang înalt, adică șefi de state sau premieri depinde de regimul de guvernare al fiecarei țări pe cine trimite uh, la, la acest eveniment, dar e o ocazie bună din două motive. Unu, pentru că acești șefi de stat sau reprezentanții ai, ai statelor uh, au posibilitatea de a pune pe agenda Organizației Națiunilor Unite probleme cu adevărat importante pentru țara lor, pentru țara pe care o reprezintă uh, și de acolo aștept a așteptăm să vedem, să identificăm care sunt cele mai acute probleme pentru o regiune sau alta. Și de cealaltă parte, într-adevăr, e foarte importantă acea platformă de comunicare pe care o au acești lideri între ei și reuniunile adiacente care se pot, se pot întâmpla în cadrul acestui eveniment pentru că dacă ne uităm pe agenda președintelui Zelenski sau pe agenda Maia Sandu vedem unde e politica no unde e interesul nostru de politică externă și unde politica noastră externă ar trebui să se extindă sau să se dezvolte. Practic putem să identificăm care vor fi tematicile prioritare pentru perioada următoare a agendei noastre de politică externă sau de, de securitate. În același timp, este și o oportunitate de a transmite mesaje pentru parteneri sau din potrivă, cum este în cazul uh, Ucrainei, pentru Federația Rusă? Că uh, nu, nu există uh, alte așteptări din partea Ucrainei decât de a lupta pentru independență sau de a lupta pentru deocuparea teritoriilor. Sau ca cele din partea mai, Sandu, care uh, susține de la cea mai înaltă tribună care îi se oferă în momentul de față, că este nevoie de mai multă atenție asupra uh, regiunii Că Republica Moldova și Ucraina au nevoie de asistență pentru securitate. Și securitate nu doar în termeni militari, dar și în alți termeni, pentru că Organizația Națiunilor Unite, da, a fost creată pentru a prezerva pacea în lume, dar în același timp este dotată cu mecanisme și instituții, agenții, care pot să contribuie la securitate și din perspectivă economică, umanitară, socială. Poate ajuta în caz de catastrofe umanitare, pentru că se pot întâmpla multe lucruri la nivel global și atunci este nevoie de mecanisme, este, sunt necesare anumite eforturi comune pe care statele lumii, care sunt parte acestei organizații, pot să le pună la dispoziția celor care au într-adevăr nevoie de, de aceste resurse. Deci ONU este o instituție, este un mecanism uh, care uh, trebuie să contribuie la pacea în lume, dar uh, la pacea în lume, dar uh, în același timp și să uh, ofere perspective și uh, posibilități de dezvoltare a acestor uh, țări membre. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat începând cu anul 2014. A pus așa un semn de întrebare cu privire la eficiența și rolul pe care îl joacă mai multe organizații internaționale. ONU nu a fost exclus din, din această listă, din, din simplu motiv că e o structură atât de complexă încât, în anumite momente, Consiliul de Securitate, adică pe lângă acea adunare generală unde to toate statele sunt reprezentate în Consiliul de Securitate se pot bloca anumite decizii. Și atunci lumea se întreabă, dar cât de eficientă, cât de utilă poate să fie o asemenea organizație cu asemenea resurse în cadrul unor crize precum cea din, din Ucraina, la, la care, de fapt, noi asistăm în momentul de față. Dar nu trebuie să uităm și de acele locuri în care Organizația Națiunilor Unite chiar a ajutat Ucraina. Și chiar Ucraina, chiar Kievul recunoaște acest lucru. Anul trecut, înainte de adunarea generală a ONU din 2022, discutam cu șeful direcției cu operare multilaterală, Victor Lăpușneanu, într-un interviu și acesta menționa Câteva detalii despre rezultatele cooperării dintre Republica Moldova și ONU la 30 de ani de la data la care țara noastră a devenit membru ONU. Apropo, o dată pe care am pronunțat-o de multe ori. Săptămâna trecută, au pronunțat-o de multe ori jurnaliștii noștri săptămâna trecută, în contextul decesului primului președinte Mircea Snegur, 2 martie 1992, data la care Republica Moldova a devenit membru ONU este și data la care a început atacul și, de fapt, războiul Federației Rusiei pe Nistru împotriva Republicii Moldova. Ceea ce numim noi conflictul transnistrean, din păcate, lasă cumva o pată neagră peste această dată, dar este o dată extrem de importantă pentru că atunci, practic, începe cooperarea Republicii Moldova cu Organizația Națiunilor Unite și, dacă ne uităm la rezultate, vedem o mulțime de programe care sunt active la ora actuală, peste 300 de tratate internaționale. Semnate cu diferite agenții specializate ale ONU, care aduc în țara noastră milioane de euro anual pentru dezvoltarea socială, combaterea sărăciei și abilitarea femeilor, de exemplu, domenii spre care de, de, multe ori nu atragem atenția necesară, dar iată ONU este și agențiile ONU sunt omniprezente, în special la nivel regional în țara noastră și își aduc contribuția. De altfel, menționat atunci și oficialul de la Ministerul de Externe, că în această perioadă Armata Republicii Moldova a contribuit cu peste 150 de militari inclusiv 12 militari femei în cadrul misiunilor de menținere a păcii ale ONU în coasta de Fildeș, Liberia, Sudan, Georgia, Sudanul de Sud, Kosovo sau Republica Centrală Africană. Deci când vine vorba de ONU, Republica Moldova este și contribuitor la securitatea internațională. Acum, făcând această paranteză și cumva trecând în revistă niște rezultate, vreau să ne oprim un pic și la întrevederile care au avut loc în această săptămână și o să încep de la președinta Maya Sandu, care a avut mai multe întrevederi cu diferiți oficiali, reprezentanții ai țărilor europene președintele Ciprului, președintele Confederației Elvețiene, președintele Estoniei, al Letoniei, Slovaciei, președinta Ungariei, dar și uh, prim-ministrul Irlandei, Norvegiei și premierul suedez. Uh, asta doar ca să trecem în revistă câteva repere iată, ale acestei săptămâni importante pentru diplomația Republicii Moldova, uitându-ne la aceste întrevederi care au avut loc și pornind de la ideea ta și anume că cumva agenda Participării noastre arată încotro se orientează politica noastră externă, ce ar trebui să, să deducem? Dacă ne uităm exact pe numele statelor pe care le-ai enumerat, eu aș putea să deduc de aici că ne interesează foarte mult integrarea europeană și deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și noi până acum vedem că foarte multă atenție acordăm României, foarte multă atenție acordăm statelor veste-europene, fără însă a avea posibilitatea de a acoperi, inclusiv din punct de vedere al resurselor financiare, aceste state pe care le-ai enumerat. Ele sunt ori din sud, ori din nord. Și e important să existe un consens în ceea ce privește posibilitatea ca Republica Moldova să, să poată să înceapă acele capitole, uh, negocierea acelor capitole din tratatul de, de aderare. Deci avem nevoie foarte mare ca să obținem, obținem acest con, uh, consens și uh, mă bucur că uh, diplomația din Republica Moldova nu a ezitat să uh, profite de această oportunitate, de aceste întâlniri pentru a convinge publicul european din diferite țări, nu doar din cel consacrat, ca fiind partener stabil sau constant al Republicii Moldova, ci merge dincolo de, de aceste parteneriate stabile, dincolo de, de asistența pe care noi deja o primim din partea anumitor state. Stăm mai bine la capitolul Franța, Germania, poate România, Stăm un pic mai. Nu aș putea să spune că mai rău, dar pur și simplu am avut interacțiunea mai mică cu aceste state pe care le-ai le enumerat. Dar, în unele dintre aceste state, există diasporă din Republica Moldova, care e la fel de, de relevantă. Și s-ar putea acesta să fie un alt motiv pentru care am avut asemenea întâlniri. Mă refer la Irlanda, mă refer la Norvegia sau mă refer la Cipru. Nu știu neapărat care este repartizarea de asupere Republicii Moldova pe state membre ale Uniunii Europene, dar cu siguranță ea contează că este acolo și e bine că există asemenea întâlniri, că există asemenea discuții, că autoritățile de la Chișinău încearcă să acopere geografic toată Uniunea Europeană, că există demersuri pe care le, le întreprind pentru ca uh, să avem mult mai mulți uh, parteneri care să susțină uh, în eventualitatea în care reușim să uh, atingem acele recomandări pe care ne le-a făcut Uniunea Europeană. Alții le numesc condiționalități, eu le numesc recomandări pentru că nimeni nu ne obligă să Aderăm la Uniunea Europeană, iar acest lucru este foarte important să-l repetăm cetățenilor din Republica Moldova. Este dorința noastră proprie, e voința pe care am exprimat-o și nimeni nu ne constrângem să ne dorim un, un trai mai bun. E doar voință proprie, internă, care apare, care este definită și pentru care se întreprind anumite măsuri, anumite acțiuni de către autoritățile pe care le-am le ales să ne reprezinte interesele și până la urmă și suveranitatea noastră individuală. Deci e foarte important să să arătăm noi, acestor state membre ale Uniunii Europene, că există potențial, că există voință, că există dorință și că se întreprind acțiuni. Iar acest lucru nu poate fi explicat decât în cadrul unor întâlniri bilaterale. Iar platforma pe care ne oferă adunarea generală a ONU este una care, dacă mi-e permis să spun așa, se uită și la partea de costuri-eficiență, pentru că ai acolo toate aceste state adunate la un loc, fără ca să fie nevoie să mai faci deplasări și să mai cheltui bani din bugetul de stat adițional pentru, pentru asemenea discuții sau pentru asemenea întâlniri. Deci, e foarte bine că agenda a cuprins atâtea întâlniri că au existat atâtea disponibilități din partea acestor state să se întâlnească cu președinta Maia Sandu, dar în același timp și să, să se poată discuta și despre alte, poate, probleme, poate, oportunități pentru Republica Moldova. Apropo de subiectul uh, diplomației și de uh, modul în care este percepută astăzi activitatea diplomatică a celor mai înalți oficiale ai țării noastre, reprezentarea externă a țării noastre, ca să-i spunem așa, există aici la nivel intern o abordare promovată de mai mulți lideri politici care spune că da, la nivel extern avem niște rezultate, într-adevăr am reușit să avansăm pe acest parcurs de aderare la Uniunea Europeană, doar că nu ne Activitatea externă sau reprezentarea externă, dialogul cu partenerii externi, nu este și nu ar trebui neapărat să fie corelat la agenda de politică internă, pentru că aici sunt multe probleme, stagnăm la multe capitole și ar trebui, în percepția sau ca rezultat a acestor mesaje care sunt transmise, să demarcăm foarte bine aceste două aspecte, uh, reprezentare externă și politică internă pe care o duc aceiași oficiali ai țării noastre. Din punctul tău de vedere, uh, există un raționament în spatele acestor mesaje sau totuși faptul că la ora actuală țara noastră este uh, Apreciată la nivel internațional, faptul că suntem percepuți ca un partener de dialog, de încredere, este rezultatul unor uh, politici bune la nivel intern, a unor progrese care au fost înregistrate. Uh, sunt partenerii noștri externi capabili să înțeleagă foarte bine situația internă și să își formeze o imagine complex, complexă și bine uh, construită vis-a-vis -vis de Republica Moldova, urmărind toate aceste evenimente la, la nivel intern. Ce părere ai despre, despre acest aspect? Eu cred că există parteneri și parteneri și spun asta argumentând în felul următor. Există parteneri care înțeleg foarte bine contextul regional încearcă sau puțin, puțin, cel puțin au formulat această dorință de a înțelege care sunt nevoile Republicii Moldova în cadrul acestui context regional, uh, evaluează eforturile pe care le întreprinde diplomația de la, de la Chișinău, dar în același timp înțeleg foarte bine că această diplomație acționează în limitele acelui mandat care le-a fost oferit sau formulat de către actori politici interni, pentru că aceștia dau, practic, tonul politicii externe. Dacă am fi avut o altă guvernare, probabil că direcțiile de acțiune ale diplomației Republicii Moldova ar fi fost altele. Și aici trebuie să înțelegem foarte bine că politica externă este partea politicii interne și servește intereselor de politică internă. Altfel nu se poate întâmpla, pentru că uh, nu poți să, să mergi separat cu cele două direcții de acțiune. Nu poți să ai o politică externă pro-europeană, dar în interior să nu ții cont de, de, aceste direcții de, de acțiune. Ele, practic, cea externă servește intereselor de politică internă. Practic, tot ce se face în exteriorul țării sau prin reprezentanțele diplomatice este să aducă susținere pentru politica internă. Asistență pentru dezvoltare, pentru cooperare, parteneriate bilaterale, toate aceste eforturi au uh, un singur scop, de a crea beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova, fie că aceștia se află în interiorul Republicii Moldova, adică pe teritoriul național, fie că aceștia se află în afara teritoriului țării, pentru că avem consulate, avem reprezentanțe diplomatice care se preocupă de interesele acestor cetățeni. Politica externă nu servește unor interese abstracte ale Republicii Moldova, care să fie sau să poată să fie formulate în afara. Programului de guvernare în afara politicii uh, interne pe care aceste instituții interne, acești actori interni o stabilesc și o, și o definesc. Deci, mie mi se pare incorrectă abordarea aceasta a unor actori politici interni care încearcă să speculeze și să susțină că uh, avem instituții ale statului care, practic servesc unor interese străine sau interese particulare ale, ale Republicii Moldova. Cei care sunt acolo, sunt trimișii noștri sau ambasadorii noștri, reprezentanții noștri, au un mandat, iar mandatul este oferit de ceea ce există în interiorul Republicii Moldova, definit ca prioritate. Altfel nu poate să existe diplomația în afara țării. Deci nu, nu are prerogative, nu are atribuții în acest sens, nu are mandat de acțiune, pentru că acești diplomați sau acești reprezentanți ai Republicii Moldova la diferite platforme internaționale sunt funcționari de stat, sunt plătiți din bugetul de stat. Ei nu pot uh, să, să funcționeze în afara cadrului legislativ care le definește atribuțiile și, și obligațiile. Iar acest lucru trebuie să devină foarte clar inclusiv pentru actorii politici care încearcă să speculeze și să susțină că interesul Republicii Moldova nu este în cadrul Uniunii Europene sau nu este ca Republica Moldova să obțină mai, mai mult sprijin pentru securitatea și siguranța națională. Deci acest lucru este incorrect iar acest, și este de datoria noastră de a explica cetățenilor aceste detalii. Și iată, încercăm să o facem aici la Radio Moldova cu instrumentele pe care le avem noi la dispoziție. Uh, îl avem la telefon pe uh, expertul comunității Watchdog, Andrei Curararu. Andrei, te salutăm și sper că ne poți auzi. Bună seara și mă bucur să vă reaud. Andrei, vreau să discutăm un pic despre discursul mai sandul la Tribuna ONU. Noi am încercat la începutul emisiunii să acoperim câteva repere ale prezenței noastre la New York în această săptămână. Am discutat un pic despre vizitele, despre întrevederile, scuze, pe care le-au avut oficiale noștri, despre importanța participării țării noastre la acest eveniment. Vreau însă să acoperim și discursul președintei, care de altfel poate este cel mai important mesaj, la nivel extern, transmis de la cea, cea mai relevantă tribună a, 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 a să zicem a, 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 a unei organizații internaționale de la tribuna ONU. Uitându-te și, uitându și probabil ascultând discursul președinte Maia Sandu, a, ce elemente ai putea să scoți în prim plan și a, care crezi că este poate linia Logică în aceste mesaje, începând cu uh, anul uh, 2020 încoace, pe care președinta uh, încearcă să o promoveze de la tribuna 1. Da, chiar pregătindu-mă de emisiune, am făcut o mică analiză textuală a discursului. El este dominat de amenințarea reală pe care o reprezintă Federația Rusă pentru Republica Moldova. Circa 30% din textul pronunțat de doamna Sandu, pe care l-a luat de pe satul președinției, s-a referit la ceea ce înseamnă. Războiul hibrid dus împotriva noastră, impactul său asupra diferitor părți ale economiei, ale societății, energetică, conflict transnistrean și așa mai departe. Desigur, logica și mesajele cheie repetate sunt iarăși prezente. Circa 15% au fost dedicate susținerii noastre necondiționate către Ucraina și îndemnului de susținere mai largă din partea autorităților tuturor statelor lumii. Uh, situația din Transnistria este, cred că, linia roșie care se continuă în fiecare uh, reprezentare a Republicii Moldova la ONU și cred că este o, o situație în care vedem că, că s-ar putea eficientiza, cumva, uh, formatul 5 plus 2 și, în general, soluționarea conflictului pentru prima dată, având în vedere și poziția favorabilă a Ucrainei și Deschiderea partenerilor noștri europeni pentru găsirea unei soluții pentru această regiune. Dar ce este interesant este cât de mult s-a pus accentul pe ceea ce ține de reziliența Republicii Moldova, fie reziliență economică, în sensul comerțului, energetic și așa mai departe. Iarăși, aici, circa 15% din discurs a fost dedicate ei. O temă care cred eu că trebuia, a dezvoltat un pic mai mult este integrarea europeană, pentru că, indiferent de situația unde ne aflăm, și cred că ați vorbit și despre asta, că multe dintre ședințele pe care trebuia să le aibă doamna Sandu au avut ca motiv a integrarea europeană cu președinți care, și șefi de guverne care pot influența deciziile naționale pe, pe, acest punct. Aici am găsit undeva 5% date acestui teme, dar este clar că ONU este o organizație un pic diferită și nu putem să ne referim în mod direct la integrarea europeană prin, prin acest fapt. Uh, mesajul de la sfârșit mi s-a părut și mie unul deosebit de, de, de important, un îndemn de salvgardare a democrației în general și de susținerea democrațiilor emergente în lume. Acesta, după mine, este unul uh, destul de îngrijorător, pentru că avem situații în care uh, foarte, foarte mul uh, multe uh, elemente uh, lovesc în democrație și, dacă ne uităm și în Republica Moldova, Reemergența separatismului, populismul în politică, ele cu to toate sunt îndreptate, inclusiv din de, de partea Federației Ruse pentru a ne slăbi democrația. Apropo, un aspect care l-ai menționat mai devreme ține de mențiunile despre integrarea europeană și vreau poate să facem o scurtă retrospectivă a acestor mențiuni. Spune președinta Maia Sandu în discursul său că Extinderea Uniunii Europene este unicul mod pentru a ne asigura că vicinătatea noastră rămâne ancorată în lumea liberă și că oferim o viață mai bună pentru cetățenii noștri și că suntem adepții ai unui proces echitabil și bazat pe merite când vine vorba despre aderarea la Uniunea Europeană. Interesant acest lucru pentru că, din câte se pare, mesajul este nu doar pentru statele membre ONU, comunitatea internațională, dar și pentru uh, unii actori din țările membre ale Uniunii Europene care uh, poate sunt mai sceptici vis-a-vis -vis de extinderea uh, Uniunii Europene, poate către partidele politice din aceste state care se află la guvernare sau fac parte din coalițiile de guvernare și care vor avea un cuvânt greu de spus în ceea ce uh, ar urma să fie decizia din această. Din, din luna decembrie acestui an, privind începerea negociărilor de aderare cu Republica Moldova. Uitându-ne la aceste mesaje, ți se par a fi orientate în direcția corectă, bine pronunțate, bine articulate pentru a fi eventual succedate de alte asemenea discursuri, alte asemenea mesaje transmise către statele membre, suntem pe o traiectorie corectă din punctul ăsta de vedere? Cred că acest mesaj a fost transmis la trei nivele. În primul rând, către statele Uni Uniunii Europene și birocrația europeană, care trebuie să înțeleagă că Republica Moldova nu-și propune să fim membri UE la pachet cu Ucraina sau cu țările din Balcanii de Vest, că ne dorim ceea ce se numește în teorie uh, o uh, activitate bazată pe norme, adică vrem să fim pre-vizibil uh, integrați în Uniunea Europeană pentru că merităm. Și, și acest fapt cumva anihilează acele discursuri eurosceptice ale uh, unor partide, în special naționaliste sau de extremă dreaptă populiste, care vorbesc despre faptul că uite, e suficient cât a crescut Uniunea Europeană să dezvoltăm regiunile noastre, să nu primim noi state care vor furniza doar migrație mai mult sau mai puțin legală și așa mai departe. Al doilea nivel, după mine este pentru partidele politice din Republica Moldova care susțin această mișcare și vedem că apar tot mai multe forțe care se declară pro-europene, de exemplu, partidul Man al domnului Ceban, care, după mine, a avut o traiectorie nu tocmai pro-europeană până acum, dar cumva încearcă să se bage sub avăza acestui simbolism. Or trebuie să înțelegem că partidele care nu îndeplinească astfel de, de criterii, cum ar fi orientarea la valorile adevărate, activitatea pentru a face față cerințelor Uniunii Europene. Nu trebuie să se regăsească în, în această a, ale, alianță sau coaliție pentru acest scop măreț Și al treilea nivel, pentru mine, este a, poporul Republicii Moldova. Cred că mai Sandu, începând cu a, Marea Dunare Națională, merge pe traiectoria că. Definește acest proiect de țară, această idee națională de integrare europeană, pentru a da posibilitatea cetățeanului să înțeleagă că votul pentru Partidul A, Partidul B sau Partidul C poate să însemne altceva decât integrarea europeană, care până la urmă devine și motoul a președinției. Și de ce nu? Se pare că ulterior va fi utilizat și în campania electorală masiv dacă vorbim despre alegerile prezidențiale sau parlamentare. La începutul acestei săptămâni, Asociația Promolex a venit către, cu un apel uh, pentru uh, vizita președintei Republicii Moldova la adunarea generală a ONU. Se menționează în acest apel că această vizită de lucru reprezintă o bună oportunitate pentru a informa comunitatea internațională despre problemele grave privind drepturile omului din regiunea transnistreană și de a solicita ajutor și implicare în îmbunătățirea situației din acest teritoriu. Mă întorc chiar și la discursul președintei Sandu și se menționează în acest discurs că țara noastră și-a păstrat pacea și securitatea internă chiar dacă trupele ruse staționează ilegal și încărcarea drepturilor, drepturilor omului trezește adânci îngrijorări. Dincolo de această mențiune, nu există un apel poate un pic mai incisiv sau un pic mai ambițios, să zicem, al oficialilor noștri cu privire la încălcarea gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova prin prezența trupelor ruse și prin încălcarea drepturilor omului, lucru care se întâmplă Uh, practic periodic uh, și există o mulțime de episoade pe care le putem aduce drept exemplu, crezi că ar trebui să fim un pic mai uh, hotărâți în abordarea acestei probleme de la tribuna ONU și uh, ar trebui poate să utilizăm un discurs care să scoată în prim plan cu exemple uh, foarte clare toate aceste probleme legate de drepturile omului? Uh. Aici cred că sunt mai multe elemente tactice care au influențat lipsa acestor mențiuni și în primul rând vreau să menționez că Promolex a folosit de această ocazie pentru a promova niște mesaje de advocacy, ceea ce este normal pentru o organizație care luptă activ pentru drepturile omului, să-și creeze vizibilitate, să creeze și o platformă pentru o discuție mai largă despre încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană, care după mine sunt chiar masive și ar trebui să fie investigate la nivele cu mult mai înalte decât sunt acum, dar este important să ne gândim și la aspectul de imagine a Republicii Moldova. Or, mai Sandu a vrut să arate, cred că inclusiv și ceea ce a, pentru ce a fost, a primit un premiu de, din partea centrului CEPA, a, că Republica Moldova și persoana ei este o promotoare activă a, a democratizării, a, a creșterii a nivelului de trai și așa mai departe. Or accentuarea în special a acestor încălcări putea să se bată cap în cap cu alte mesaje care au fost lansate în, în acest uh, for. Pe de altă parte, eu mă întreb de ce pe alte platforme, de exemplu, Ministerul Justiției nu face aceleași apeluri care sunt perfect rezonabile pentru crearea unui unei funcții de raportor pe problemele drepturilor omului în Transnistria sau uh, unele investigații mai largi care trebuie să aibă loc în legătură cu, spre exemplu, uh, omorul domnului Horjan, pe care l-am discutat împreună uh, la o emisiune anterioară. Uh, nu cred că este o, uh, un discurs în care poți include toate temele și tot timpul vor fi persoane care vor spune: Uite, trebuie să fie evidențiat și asta, și asta, dar există și o limită de timp și există o continuitate narrativă care trebuie respectată. Și cred că de, de aici n-a fost posibilă integrarea tuturor mesajelor cheie, sugerate inclusiv și de Promolex. Mulțumesc tare mult, Andrei, pentru aceste explicații și te mai așteptăm aici la Radio Moldova. Cu drag vă mulțumesc. Dragi ascultători, este ora 17 și 45 de minute. Discutăm la Radio Moldova despre participarea țării noastre la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, dar și principalele mesaje transmise de la tribuna ONU și în cadrul întrevederilor din această săptămână de la New York pentru securitatea regională. În studio alături de mine, așa cum am menționat mai devreme, se află Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Angela, vreau în această a doua parte a emisiunii să discutăm un pic și despre securitatea la nivel regional. Evident, sunt câteva probleme stringente pe agenda și unele dintre ele ne vizează direct și pe noi. Un subiect care a atras atenția presei internaționale în ultimele zile ține de uh, criza cerealelor care uh, din păcate uh, nu arată uh, prea multe semne că s-ar putea încheia uh, în curând și în continuare există probleme legate de tranzitul cerealelor și de până la urmă um, asigurarea uh, specii um, agroalimentare de pe continentul african dar și din Orientul mijlociu cu uh, produsele de bază necesare pentru ca să nu existe mari uh, probleme legate de uh, foamete sau alte uh, situații de criză în aceste regiuni. Uh, dar, în același timp, acest subiect este unul foarte important și pentru Ucraina, stat care are uh, un rol foarte important în ceea ce înseamnă uh, asigurarea cu, cu cereale a statelor. Din, de pe continentul african, dar și din alte regiuni, inclusiv din Europa, de altfel. Vreau aici să discutăm un pic despre această problemă, pentru că deseori vedem anumite mesaje transmise din țări pe cum România, Polonia, Ungaria, Slovacia. Țări care în ultimul timp au menționat că nu vor permite tranzitul produselor ucrainene, în special a cerealelor pe teritoriul, că nu vor permite importul de cereale ucrainene pe teritoriul acestora, ci vor permite doar tranzitul acestor produse și vor, găsi, vor căuta căi pentru a soluționa această problemă. Există aici multe neclarități legate de această decizie care cumva ar contravine cu angajamentele acestor state față de Uniunea Europeană. Există contradicții despre care s-a discutat, dar decolo de asta vreau să clarificăm această problemă pentru că este un subiect important și pentru agricultorii din Republica Moldova, pentru populația din Republica Moldova, care reclamă faptul că în condițiile crizei de astăzi ar fi direct afectați și uh, acest tranzit al cerealelor uh, și eventuale importuri de cereale dinspre Ucraina în Republica Moldova ar descrește prețul la grâne aici în țara noastră și ar afecta Capacitatea lor de, de vânzare. Ce se întâmplă cu cazul României și cum vezi tu, la ora actuală, capacitatea României de a ajuta Ucraina în această situație deloc ușoară pentru vecinii noștri? E, într-adevăr, o, o întrebare foarte actuală, în cea pe care ai formulat-o tu. A dar, într-adevăr, există anumite elemente care fac distinctă situația din România față de cea din Republica Moldova sau față de cea din, din Polonia sau de alte state menționate, la fel de, de tine, puțin mai devreme. Da, într-adevăr, și în Polonia și în România au apărut proteste ale fermierilor cam în aceeași perioadă, doar că existau anumite subtilități pe care prea puțină lume le-a luat în considerare. Dacă polonezii se plângeau că Cereale de origine ucraineană nimereau pe piețele lor interne afectând fermierii lor și de aceea era nevoie de acțiune din partea autorităților, de a formula acele nevoi de subvenții care, pe care le cereau fermierii sau de a stopa direct importul de cereale din, din Ucraina. În cazul României, situația era un pic diferită din mai multe motive. În primul rând, pentru că autoritățile nu au încercat să evalueze corect care este starea reală a fermierilor, adică greutățile pe care le întâmpină aceștia în procesul de export al, al cerealelor. Și au trimis către Bruxelles o sumă mai mică decât era, de fapt, necesară pentru a acoperi aceste daune sau prejudicii aduse fermierilor. Uh, mai mult de atât, România este țară de tranzit, nu neapărat țară de import a cerealelor din, uh, din Ucraina. Pentru că, da, s-ar putea ca o parte din aceste cereale să nimerească pe piața internă, însă ele nu afectau neapărat uh, ceea ce au produs fermierii români sau exporturile fermierilor români, mai degrabă inf lipsa infrastructurii supraîncărcarea porturilor din, din România cu aceste cantități mari de, de cereale și uh, faptul că autoritățile române nu au uh, luat măsuri uh, uh, potrivite la timp pentru a îmbunătăți, inclusiv uh, dialogul bilateral comercial dintre Ucraina și România a afectat ulterior supra... Încărcarea depozitelor, supraîncărcarea porturilor cu aceste cereale de origine ucraineană, pentru că ele sunt tranzitate prin România către porturi și prin porturi sunt încărcate în nave comerciale și ajung la, la destinație. Conform autorităților române, aproximativ 60% din tranzitul de cereale ucrainene se întâmplă prin, prin România. Gândiți-vă că aici este implicat în primul rând infrastructura de transport și aici vorbim despre drumuri, da, naționale, europene, care ajung spre, spre porturi. Vorbim despre depozite de cereale și vorbim despre porturi. Dar, în același timp, noi vorbim și despre companii care asigură transportul acestor cereale. Ele au început să deservească mai degrabă companii din Ucraina decât companii din România. Și aici a fost cea mai mare pretenție a fermierilor români, că ei nu mai au acces la aceste companii de transport. Deci, practic, nu mai pot să își exporte grânele sau cerealele în condiții normale, cum se, cum se, întâmpla anterior. Pur și simplu au început acele companii să deservească alți clienți, nu neapărat pe cei, pe cei români. Și aici a fost partea de comunicare ieșuată a autorităților române, nu doar cu, cu, cu Bruxelles, pentru că nu a calculat corect acele costuri de care spuneam, care erau necesare ca să fie oferite fermierilor ca și subvenții, adică sub formă de subvenții și nu au fost întreprinse măsuri de a comunica cu fermierii să li se explice că nu este vorba de import ilegal sau supraimport pe piețele din România, ci este mai degrabă o chestiune de uh, infrastructură, o chestiune care se poate rezolva, dar pentru aceasta este nevoie de timp, pentru că de obicei proiectele de infrastructură necesită investiții foarte mari necesită studii de fezabilitate și e nevoie de mult mai multă atenție ca acestea să fie eficiente în timp, să se acorde atenție necesară, să există un dialog foarte bine consolidat la nivel de autorități române și, și ucrainene. România nu a încetat în niciun moment să oprească acest tranzit pentru că înțelegea foarte bine care este nevoia ucraineană. Iar nevoia ucraineană de a vinde aceste cereale uh, nu se prezervă doar la, de, a, de a scăpa pur și simplu de aceste cereale din, uh, din depozitele ucrainene, ci era vorba despre a aduce bani la bugetul de stat. În condițiile în care uh, economia ucraineană este foarte afectată de, de război, cerealele sunt o sursă. O sursă economică care permite autorităților să asigure minimul necesar pentru cetățeni, sub formă de salarii, sub formă de subvenții pentru anumite categorii sociale care au avut de, de suferit în urma acestui război. Și, desigur, de, de aici și aceste uh, dificultăți, di animozități, dar că trebuie să ținem cont de fiecare dată că există situații diferite, există context diferit, există nivel de interacțiune diferit între autoritățile ucrainene și statele vecine. Și de aici și faptul că o țară sau alta are mai multe probleme de rezolvat și din punct de vedere diplomatic, pentru că este afectată relația diplomatică sau relația de, de interacțiune de politică externă a acestor state. Și ca să fim până la capăt vedem că singura disensiune în momentul de față pe care o are Polonia cu Ucraina este cea cu privire la cereale. Polonia în toată această perioadă niciodată nu a spus că nu va mai susține Ucraina din punct de vedere eh, militar sau din alt punct de vedere uh, pentru uh, și că va renunța pur și simplu să o ajute uh, în a bloca această agresiune rusă împotriva, împotriva acestei țări. Și România face același lucru, doar că România din punctul meu de vedere, are uh, această uh, lacună de comunicare strategică în interiorul țării și în, inter și în afară cu partenerii externi care ar putea să, să o susțină în anumite momente, pentru a rezolva anumite probleme la nivel național, astfel încât celelalte care uh, sunt uh, sau au referință la Ucraina să poată să fie asigurate uh, pe deplin. Crezi că este exploatată uh, această problemă? Într-o într direcție uh, greșită, dar, mă rog, într-o direcție populistă, dacă putem nume așa, de către unele partide din România. Și de aici apare această presiune asupra politicii. Cu siguranță, pentru că în tot acest un an și jumătate de când a fost declanșată um, agresiunea extinsă de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, toate aceste partide populiste sau actori politici populiști, pentru că sunt și independenți, politicieni independenți care nu mai fac parte dintr-o anumită formațiune sau alta, au formulat diferite plângeri la adresa Ucrainei, care este o țară agresată. Și au susținut că autoritățile române ar trebui să își orienteze mai mult susținerea spre interior decât spre a oferi asistență și refugiaților și Ucrainei propriu-zis ca țară. Uh, uitând în același timp că România are obligații, că România nu poate să existe într-un sistem de uh, securitate regională șubrezit de această uh, agresiune ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei și că uh, România, la rândul ei, este într-o măsură mai mare sau mai mică, protejată de modul în care Ucraina rezistă împotriva acestei agresiuni. Pentru că, Există și o mare parte a populației din România care înțelege. Federația Rusă totuși s-a apropiat de frontierele României. Și nu s-a apropiat de ieri, de azi, s-a apropiat din anul 2014, deci atunci când a modificat ilegal uh, frontiera și a inclus uh, ilegal uh, Crimea ca subiect al Federației Ruse. Da. Uh, multe probleme care și au uh, originea de fapt în uh, ultimul deceniu, în uh... În evenimente care s-au produs acum mai mulți ani și care, iată, astăzi, cumva, printr-un printr efect de domino, aduc și alte consecințe pe care le vedem poate mai târziu decât ar fi trebuit. Vreau, pe final de emisiune, să abordăm un pic și aceste atacuri din ultimele săptămâni asupra zonei din, din, de mai la sud de Republica Moldova, zona Izmail, Reni, Chilia, lagurile Dunării care a fost atacată masiv în ultimele săptămâni și am putut să vedem chiar imagini cu toate aceste atacuri care au fost difuzate de către presa română, imagini înregistrate de pe malul românesc a Dunării și am văzut acolo că din păcate situația este în continuare una foarte și foarte complicată. Sunt rămășițe ale unor rachete care cad pe teritoriul României drone și Explicațiile din partea autorităților române poate au întârziat uh, cu privire la acest subiect. Reacții întârziate pe care le-au le atestat mai, mai mulți reprezentanții ai presei, uh, ai societății civile și nu numai. Uh, când vine vorba de această situație, pentru că cu siguranță Mulți moldoveni din, din sudul țării urmăresc cu atenție aceste evenimente. Avem mulți moldoveni care locuiesc anume în acea zonă uh, și uh, etnici, uh, etnici moldoveni care au uh, rude în acea regiune. Uh, privind foarte atent la aceste evenimente, uh, ce uh, crezi că s-ar putea întâmpla în următoarea perioadă și în ce măsură? Poate ar trebui ca acest subiect să apară mai des pe agenda de comunicare publică și să încercăm să venim și cu niște măsuri prin care să susținem populația etnice moldoveni din acea regiune. Are existat, din punctul tău de vedere, niște măsuri pe care ar putea să le întreprindă autoritățile noastre pe, pe această dimensiune? Foarte scurtă, rog. Eu cred că aici ar trebui să existe o comunicare mai bună din partea autorităților române, dar nu neapărat doar cu presa, care a atras atenția asupra problemei, dar și cu populația din, din zonă și să fie într-adevăr întreprinse cu foarte mare responsabilitate acele elemente care au fost incluse în decizia guvernului român pentru a pune în primul rând populația civilă uh, 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 Sub, sub, sub o protecție oarecare și să știe fiecare dintre el ce are de făcut în caz de urgență. Mulțumesc tare mult, Angela, pentru prezență. Multe subiecte pe care aș dori să le mai abordăm, poate cu ocazia unor alt, alte ediții aici la Radio Moldova. Noi, dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire și vinerea viitoare tot aici la Radio Moldova. Pe curând!